salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Nu știu cum va fi videoclipul ăsta, dar aici terenul cu care mă ia la Brad. Deci la Brad revin. Nou videoclip și merem, revenim de unde am pornit. A doua videoclip a fost de fapt, deci stați cu mine, hai să merem. Când l-a denumit de zero? Ăsta este Săgeata Albastră. Da, ăsta e numele lui. Săgeata Albastră e poreclă. Nu. N-am văzut în vagoane să scrie pe el de zero, știi? Că era acolo hala unde lucrau la el. Păi așa cheamă. Și în Ungaria este de zero, dacă te gândești. Și în Grecia este. Aia știu.
trecut de Ineu, de aici este videoclip, dacă vă interesează la Cermei, Ineu, Cermei este și Ineu iară, și aici locul ăla, da, remiza de automotoare, fosta. Deci Ineu Cermei și Ineu este aici videoclip, deci sus aici, să vă bag. Da, suntem pe linia Ineu Brad deja, de aici numai CFR-ul operează, de la 1 ianuarie când a ieșit Regiul Călătorul, după aia peste 2 săptămâni au intrat CFR-ul. 4 perechi total de aici, 2 până la Guraun și 2 până la Brad. Și marfă, acum numai două perechi de trenuri mai circulă până la Brad.
trecut de Alta Ribița, deja o să urmeze Bradu. Și a început să plouă. Așa că eu mi-a urmas bun de la voi de acest video. Mersi de vizionare. Dați un like, share și subscribe. Atingeți clopoțelul ca să ne notifice pentru următorul videoclip. Și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace. Să fiți iubiți. Aici de aproape din Bradu.